Păi s-a dat norocul peste tine, s-ai dat tu peste el. Ești dracu și ștergi-te afară pe grătar, că umpli casa lucrăveanu de rahat. Da, nu e rahat, disperatule. E asfalt proaspăt, că s-au apucat ăștia să repare strada și mi-a fost lene să o ocolesc. Îți dai seama, pupă, să dacă erai cu limuzina cât consumai tu ocolind, ar trebui să pui mâna pe telefon să-l sune acum pe tiriplici, să-i mulțumești cu cerul și pământul că nu ți-a trimis limuzina. Că te-a scăpat de preinfarct. Lume de tablagiu. Vezi că te cheamă ăia în stradă ca să dirijezi circulație, că s-a dat dracu de la lucrări. Nu e stradă, e bulivard. Și ce Ferdinand al III-lea. Și nu aparține de secția noastră, da? Ferdinand al III-lea. Ia-ți, bă, mărlane, a urmat și pacip în Spania și să nu știi. Ți-a zis să fii atent ce face în somn. Au! De ce dai pace? Nu mai știi de glumă? Nu când mă gândesc la treburi importante. Bă, voi știți că noi avem o gaură în curte. Hai, termină! În curte, după poartă, imediat, în dreapta. Când a apărut? Cine a făcut-o? Eu nu sunt gabare depășit ca voi doi, ca ăștia doi. N-a făcut-o nimeni, era de când am preluat vila de la Craioveanu. E, păi atunci o astupe el, frate. Normal că el o să astupe chitră, da? Mă gândeam, vorbesc cu băieții care asfaltează bulevardul să ne ajute, că tot e cu materialele aici. Mai întâi vorbește cu Craioveanu, să fim noi sigur că plătește el și pe urmă vorbește cu muncitorii, da? Pe atunci da, faceți da, liniște că e prea riscant ca să spun de aceea că vă aude. Mă duc în cameră. De ce ai pus, mă, ceasul să sune la ora asta? Ha? Recuperi al telefon, pupăză. Ce vorbești? Eu nu am pus eu să sune, mă, a rămas sonăria pornită de azi dimineață. Păi știi să pare ca cu e dimineață? Nu, dar ora 6 este de două ori într-o zi. Dacă ai fi terminat măcar clasa 0, ai fi știut chestia asta. Dar și chiar așa ce se obliga să auzi ceasul la 6 dimineață? Că eu am rubrică de-abia la 8. Puneți căști să sune numai ție în cap. Căști, nu există ceas cu căști, inteligentule. Ia-ți tu dopuri antifonice. Are deja. Sunt din ceară. Ești din ceară? Știam că la Madame Tussauds, la Muzeul Figurilor de Ceară, sunt numai celebrități, mă. Când te-au băgat acolo? A, îmi spune că și-a dat seama că e cel mai prost milițean de lume. Taură, dacă te găsește prea... Stai că am format la șeful. Aha, deci merge, deci nu-ți mai iau la telefon. Să trăi șeful, să... Una peste alta, să știi că cam are dreptate, Mărlan, o pupăză. De ce trebuie să ne trezim și noi cu tine odată de viu nopții? Că numai tu începe misiunea la ora 7. Tu te trezești frumos la 6. De ce să ne trezim și noi? Nu, te trezești numai bătăruță, să spui ceasul numai tu. Să sune numai pentru tine. Bă, te-am lipsit și pe tine ăla cu prostia lui? Cum n-ai venit să mă trezească ceasul numai pe mine? Ia zi, Gogule, există ceas din ăla cu mânuță care se bată pe umăr? Nu. Dar poți să spui telefonul să te scoale la ce oră vrei și să dormi cu handsfree-ul în ureche, da? Aha, am auzit! Deci, să poate, nenică! Cum să dormă cu ceva în ureche? Dacă eu poți dormi cu dopuri, poți și tu. Deci recunoști că ai dopuri. Și atunci de ce m-ai făcut pe mine figură de ceară, tăfălugule, că te găsești? Stai, mă, că am vrut să le arăt și eu telespectatorilor, nu? Că sunt un tip umblat. Imaginește-mă tu odată, că să vezi ce umblat o să fii tu în zona Drâmbii. În ce țară e asta? În țara Mecli, de sus! Ce faceți, mă, trântorilor? Hai, mă, trântorilor, pe trântorilor, nu! Doresc
dacă dormeați la mine în dormitor, nu mai eram acum panicată. Mișcați-mi, le dați soț, că întârziam cu emisia. Ce? Întârziam cu emisia? Păi cât e ceasul? 6:57. Ah! Adică în 3 minute intrăm? Nu, doar tu intri. Și nu, intrai în 2, că de unul stăm de vorbă. Păi mișcă și îmbracă-te, inconștientule! Stai, dragă, așa că mi-a sunat ceasul, s-a stricat! Vedeți? De-aia trebuie să dormiți câte unul pe rând la mine, ca să fie cineva pregătit de emisie în orice clipă, în caz că se întâmplă accidente de-astea. Ieși! Ieși, că nu poți să mă îmbrac de tine! Da? Unde era pudicul? Într-un minut să fii sus! Cine? Iute, iute, bă, că nu s-a stricat ceasul. L-ai pus acum să sune de lămoșa pe gheață ea. Eu? Pe... Eu nici n-am umblat la el. Urlane! Ce vrei, mă? Ce trăiesc că te scol cu telefonul, că-ți bagi ratul ăla în ureche și te trezește el? Că mor! 30 de secunde până la emisie. 30 de secunde până la emisie. Eu i-am zis? Pupăză! Pupăză! Pe ăsta trebuie să resuscite serios. Hai, care e gata în 20 de secunde? Bunicule, te cum trece, bă, teoretic! Hai, dracoace, că și așa nu vrei să faci matinalul. Eu pe ăsta nu resuscitez. Să fim înțeleși. Bă, ce citești știrile? Cu cine mă duc? Ești de dat mai organul. Eu nu pot, eu prezint rubrica culinară. Te găsește, drăci. Ce evrei? Gata, mă, intrăm în 3... 2, 1, ieși, bă! Da! Bună dimineața și... Pune, bă, cartonul, dar ce te știre, stăpira, că... Bună dimineața, stimați telespectatori! Da, bă, cartonul, să mă văd, ești... Bă... Și bine l-am găsit la Pupăzări de zi! Azi începem grupajul informativ cu o știre tragică. Care ne-aș drucina pe toți? În această dimineață s-a știns de-n viață mult îndrăgitul, mult îndrăgitul publicitate, că s-a plăcat puțin de emoție. Pum! Ce n-ai pe faci, mă? Pa, mama! Ce tragi de amiaz, mă, când vezi cât apurcuiul de nume mi-a dat ăsta și citesc? Păi ăsta e zdravă la cap, în toamna, în ziua de s-a găsit el să moară? Citești noi tu dacă e așa șmecherea? Pus Dracornovski. Te găsește, draci, asta ai găsit să faci pe șmecherul logopedule. Ce n-ai prezentat tu, știi, lepțar botul, dracu? Lăsa ai pe mine, că răcăiam eu la morcov, că-s dracu pe sârmă la răcăi. Doamne, și-a revenit, mă? Ba da, dar leșinat el când a văzut cine îl solicitează. Mi se pare mie, balonatule? Sau mai vrei să-l vezi odată pe bunică? Tu că l-are pe metoriți! Leșinat de plăcere, mă, e Beti, ce te făi așa? Scoală-l-i, mă, iute, mă, Beti, că nu știu cum tragi, dar mi-a s-a înțeles telespectatorii că Pupăză e caput. Și acum ne trimite condoleanțe în draci. Hai că nu fac față la situația asta. Pune-le pe picioare mai degrabă și trimite-le. Hai! Îmi pare rău, Pupăză, dar în caz de urgență trebuie să folosim alte metode de resuscitare. Șoc! Am două burice! Să și bună, domnă naibii! Dă-te! Telespectatori, îmi cer mii de scuze că n-am fost alături de dumneavoastră chiar de la începutul emisiunii, dar să știți că totul a fost independent de voința mea. Ha? Dar iată că avem și un prim telefon. Alo, da? Independent de voință pe naiba, domnul Pupăză. Credeți că nu v-am urmărit și emisiunile din România când făceați Pupăză Show? Ha, vai, vă mulțumesc retroactiv. Știm că sunteți disperat după audiență și ați face orice pentru ea, dar chiar așa, să ziceți că ați murit, e prea mult. Cum? Am murit? S-a creat o confuzie. Îți explicăm noi, porm. Să vă fie rușine că ați mințit. Dar s-a sistimat, domnule, eu nu am mințit. Chiar am fost mort. Adică, mă rog, am fost în moarte clinică câteva minute. Dar ce zic eu câteva minute? Mult mai multe.
și l-am văzut și pe celebru Puzdra-Cornovski, să știți. Și chiar mi-a spus cât de rău îi pare că s-a despărțit de dumneavoastră, cititorii lui. Mă rog, am văzut foarte multe pe lumea cealaltă și de-abia aștept să vorbim despre ele în emisiunea de mâine. Vă mulțumesc, la revedere! Să ziceți mersi că v-am scos din rahat. Cine dracu e ăla, mă? E... Dragi Damiaz, mortul de azi, bă, aia. Puzdra-Cornovski. Nu te potoli. Cum să zic numele mortului? M-am blocat. N-am mai putut a pronunța decât... Pu. Doi de pu. Pu, pu. Doi de pu! Pu, pu! De-aia au făcut ăștia legătură cu pupăză. Că așa face pupăza. Pu, pu. Taci că ești obosit. Păi normal că s-a obosit, că m-ați trezit de dimineață cu hărmălaia. Dar, de fapt, nu-s chiar așa obosit, că eu n-am intrat în emisie. Nu pot să cred. Păi n-am avut cum, că m-a leșinat în ăștia și pe mine. M-a leșinat și cred că am avut și eu o moarte clinică de-aia ca a ta. Că altfel nu mi-explic cum și nu mi-aduc aminte. Ia zi tu, cum e pe lumea altă, că poate ceva, ceva... Nu zici că te bag eu cu iar moarte clinică? Nu știu, Mărane, cum e dincolo. Dar o să-mi spuneți voi. Ne omori? Nu, tante Laule, vă documentați. Că mâine trebuie să știu ce le spun telespectatorilor. Că le-am promis și eu nu vreau să-mi pierd credibilitatea. Așa e, că credibilitatea asta e foarte importantă în televiziune. Vreau fișa postului lui Sfântul Petru, portretul robot și caracterizarea lui, desen cu poarta raiului, o listă cu celebrități întâlnite acolo și scurt dialog cu acestea. Vreau documentare, mă, ca la carte, că voi m-ați băgat în rahatul ăsta. Rahatul ăsta. Deja au venit fanii să te întrebe cum e pe lumea elaltă. Mușcă-ți limba, că dacă află șeful, o să vedem toți cum e pe lumea elaltă. O scrisoare. A, e o factură, mă. Păi normal că nici mor nu scap de astea. Nu-i pentru tine, e factura cu nota de plată pentru reabilitarea gropii de la poartă. Și bănuiesc că nu o să arăt niciodată lui Craioveanu, ca să o poți să o încarci, nu? Nu zici că aș putea? Că i-am făcut super reducere. Ia uite, numai 100 de euro m-a costat. Trebuie 100 de euro, mă, că pentru banii ăștia nici roaba nu miști. Am fost primar, mă pricep. Da. România, dar acelea-i țară serioasă, vandame. Corect, și suma e serioasă. Și 100 de mii, Mărlane, 1, 0, 0, punct și 3 de 0. Cum dracu, mă, 100 de mii de euro pentru câțiva metri pătrați? Și ăștia-s mai hot decât asfaltanginii noștri? Poate puțin zis, că nici dacă asfalta cu cristale Puzdra-Cornovski nu costa atât. Zvarovski. Oh. Ia câte, bă, pe ăsta am putut să-l zic corect. Eroare, mă... Au pus punct în loc de virgulă. Ăștia sunt eurocenți. Dar de ce n-aibii 3 zerouri? A, e 1900. 1000 de mii! Tantă lău, ăsta a dat 1000 de euro pe un canciuc de asfalt, că noi puteam să-l asfaltăm cu 50! Potolește-te, pupă-ți, că nu o să dai tu banii. O să-i dea Craioveanu. Da, da, dar nu era mișto să plătească 50 de euro la asfalt și restul până la 1000 la noi? Judecă și tu! Dar de unde știi tu că n-a făcut Mărlanu combinația? Că așa la față pare, tântă rău, cu alte. Dar la șmecherie, dracu pe sârmă, e trecut. Dacă i-aș păgui pe aia să-i deie factura pe o sumă mai mare, ai? Mărlane, lasă circul, că știm că toată lucrarea a făcut 50 de euro. 50 de euro? Păi și atunci mie de ce spuneți, mă, că face sute de mii? Să-mi dați dracu pisicul, că mă găsește dracii! Bă, Mărlane, eu zic să te duci la aia, mă, de la administrația drumurilor și să lămurești treaba, mă. Că poate nu e o eroare și poate suma e adevărată. Și dacă e așa, o să-și vândă Craioveanu ca să plătesc o amărâtă de gropiță. În ce limbă să rezolvi problema cu ea, mă? Păi eu știu spaniolă. Eu... Chiorete, vorbește tu cu Poponeț. Roagă-l să vie cu mine acolo să mă descurce, că el știe spaniolă, zic că-l cinstesc. Ia-o-s, cu ce bani îl cinstești tu, mă? Bă, tu chiar ai mânării factura! Care-i factura? Pupăzan, eu nu știu nimic de combinația lui Mărlanu, jur, nu mi-a spus nimic. Crede-mă pe cu
ești din gură, tași că nu despre tântărău ăla vreau să vorbim. Dar despre ce? Am o combinație cu tine. Cu mine? Da, fii atent. Mă conversez cu o tipă pe net. A, și vrei să merg eu la întâlnirea locul tău? Că poate e nașpa tipa, a? Șmechere. Nu știu cum arată, că nu mi-a dat poze. Dar nu zici că nu e ideea rea? Că chiar poți, că mi-a dat întâlnire fix la voi la Mica Românie. Ce? Uh-huh. Tot la noi la restaurant. Vezi să nu fie Cati din nou, că știi ce am pățit eu, doar ți-am povestit. Da, la asta nu m-am gândit. Păi crezi că și-ar da și a doua oară întâlnire tot acolo? Dar poate să-și dea câte întâlniri vrea, dacă nu-i place de individ, nu se deconspiră. Că lucrează acolo. Păi ești nebun? Eu am întâlnire cu Cati și nici nu știu. Ha, ce tare! Da. Ia ziceți, mă, v-ați lămuriteră? Cât era de plată? 100, 1000, ori 100.000 de euro? 100.000! Da, că dintr-o eroare au trecut pe numele lui Mărlanu toată reparația bulevardului Ferdinand. Dec, Mărlane, dec, dacă ai nume de bulevard, ce să-ți fac? Obrazul subțire, cu cheltuială să ține. Râdeți ca proștii, că dacă nu se rezolvă, o să ne ia casa. Și o să dormim pe unde apucăm, pe parcuri. Cum să nu se rezolve nimeni ce arăta că e o eroare? Ba da, dar au zis că nu ei calculează plățile astea, ci un computer central și că ăla a greșit și că n-au ce să facă. Păi să reprogrameze, dar nu mă să pe gheață, păi da? Păi nu, că dacă reprogramează să pierd toate datele din computer și acolo sunt toate lucrările care se fac în Spania de reabilitare. Da. Se pierd evidențe de milioane de euro. Miliarde de dolari. Și n-au ce să facă. Da. Și cum rezolvăm problema? A făcut constatație. Contestație. Și ce mă gândi? Eu cum am zis? Constatație. Să plătească computerul ăla lor de la idraci. Păi da, ce, eu miliardar? Dacă e computer central, înseamnă că și-a din centru. Oricine și-a din centru, e șmecher. Are bani mulți. Așa că să plătească. Că tu ești... Sunt cum? Tu ești cea cu care trebuie să... Pupă, dar nu începe iar! Eu? Păi nu tu ai început? Ce am început? Nu tu mi-ai dat întâlnire aici? Pupă, dar serios, cu strategii din asta infantilă, nici măcar Mărlanul nu mai încearcă! Dar tu ai circumstanțe atenuante, ce-i drept. Că doar ți-a omorât moartea clinică jumătate din neuroni. Stai de lucru, n-a fost... Eu n-am fost o moarte clinică, aia a fost o glumă! Ei, atunci sper că și asta cu întâlnirea e tot o glumă. Și m-am îmbrăcat la costum degeaba. Lumea își pune bănuți să aibă de ort, bijuterii să arate bine pe lumea cealaltă. Știți care e sfatul meu? Puneți-vă un scăunel în coșug. Că e o coadă la judecata de apoi, mai ceva ca la pupatul moașilor de aici de pe pământ. Că a murit multă lume. De, e criză, n-avem ce să facem. Ha, dar iată că avem și un prim telefon. Sper să nu fie Sfântul Petru să mă cheme înapoi. Bună dimineața! Ce frumoasă este viața! Când nu ai necazuri. Dar ce vi s-a întâmplat, doamnă? A dispărut soțul de 5 zile și nu mai am nicio veste despre el. Sunt zilnic la poliție, la morgă, la spitale. Dumneavoastră ați rămas singur, avea speranță, domnul Pupăză. Eu? Da, da, că dacă a murit era la coadă la judecata de apoi și trebuie să-l fi văzut. Corect, trimiteți-ne o poză pe adresa noastră pupazordezi@romanicatv.com și o să o analizăm, sigur că da. Nu înțeleg. Ce e, mă, Mărlane? De ce m-ai chemat? Nu înțeleg! Ce nu înțelegi, mă? Ce e asta? Răspunsul la constatație! Traduci și mie ce zice, dar vezi că am văzut acolo că e vorba de 100 de euro, să nu mă dai tu cuvan să mă prostești și oricum nu-ți dau ție banii. 100 de euro e penalizarea pentru neplata datoriei de 100 de mii de euro. Mi-au respins constelația? Contestația. Nu e răspunsul la contestație. Este o somație de plată și spun că dacă nu o achiți imediat, îți scot casa la licitație. Care casă? Că n-am nicio casă! Bă, ăștia-i mai idioți ca funcționarii după la noi să nebunesc! Casa asta? Că tu în cererea de asfaltare ai spus că avaria e în fața casei tale! Deci computerul te-a luat pe tine drept proprietarul casei!
Colegă, s-ar praful de el și mânca la viermi de asasin cibernetic. Făcea rar atac de hard, ardii l-ar focul să-l ardă cu circuitele lui, cu tot. Hai înapoi la aia și mai facem o constipație de-asta. Dacă nu, numai am contat statatații o să-i țin. Din culcare, spurare și invers. Și o să-i mai țin și la altceva. Să vază că românii s-o luați cu țepești. Nu poate fi furat cu una, cu ouă. Ăsta cu două. Cu două. Cornele, eu am înțeles că tu vrei să-mi aperi onoarea, dar puteai să o faci verbal, nu cu pumnul. Știi că nu-mi plac bărbații violenți. Cati, eu nu sunt violent, jur. L-am pocnit pe individul ăla că venea amenințător spre tine și m-a speriat. Ui, mai dă-mi o șansă și o să te convinc că nu sunt violent chiar deloc. Știu eu ce să zic. Zi da, baby. Ura și la gară! A scăpat de datorie. Dar care din ele, Mârlane, că bănuiesc că ai sute. Dar ce zic eu sute? Mii, dacă nu chiar sute de mii. Exact, aia de 100 de mii de la asfaltare. Nu trebuie să mai plătesc decât 30 de euro. Cum? 30 de euro pe toată lucrarea? Nu, pe lună. Pe lună, mă. 30 de euro pe lună? Asta însemnează... Ia-le palebele, ca să te învățate cu socotele, că tot drumul ăsta a făcut până aici. 360 de euro pe an. Deci îți trebuie peste 200 de ani ca să-ți achizi tu datoria aia de 100 de mii de euro. Exact, exact. Nu că e prostit la maxim. Bine, nu păi, pe computerul ăla central, ce bou e, nu știe cât trăiește un om. Așa că mi-a reeșalonat datoria pe 300 de ani. Și la bătrânețe, Mârlane, din ce o să mai plătești tu aia 30 de euro? Că la cât ai muncit la viața ta, o să ai pensie maxim 10 euro. Ce 10? Doi? Popărețule! Merge din nou la aia că m-a frerit! Stai, mă, nu te mai repezi ca muta la dudă! Gândește-vă pozitivist, nu negativist ca ăsta! Dacă mor mâine, însemnează că ai făcut profit 99.000 de euro. Rămâi cu ei la Poznar, dacă nu chiar 100.000. S-a anulat, mă, i-am prăstit, mai merge nicăieri. Hai să zic tir. Hai să zic tir tu. Așa, așa, așa. Ia zi, ce ai făcut la Cătin? Hai înăuntru. Stai jos. Ce-am făcut? Am făcut pe naiba. Când a auzit că eu sunt ăla cu care s-a conversat pe net, s-a prefăcut că nu știe nimic. Păi poate chiar nu a fost ea. Și ce importanță are? Ideea e că dacă mă vroia, putea să profite și să zică că ea e. Înseamnă că ea l-așteaptă pe ăla care a vrăjit-o. Cu ce-o fi vrăjit-o, frate? Cati, vreau să-ți dezvălui ceva. Mârlane, ține hainele pe tine că eu chem poliția să știi. Stai, mă, că mă aranjeam că vreau să-și fac o mărturisire. Vreau să știi că eu sunt ala care vorbește... Serios? Mă, și eu care mă gândeam că-ți dublează și ție vocea, ca lui Mili Vanili. Eu sunt ala care vorbește cu tine pe net. Și tot eu sunt ala care îți face declarațiile și care ți-a zis tot ce ți-a zis. Și ce ai zis, mă? Ce te interesează pe tine, mă, libricule? Comandă ce ai de mâncat și dă-i drumul de aceea. Vezi că aici se întâmplă o declarație și că deranjezi. Cornele, tu ce cauți aici? Bună, Cati. Am venit să spun că eu sunt ăla care vorbeai pe net. Tu? Da. Minte, minte, eu sunt eu. Am spus, miciurosule, dacă-ți bag una pifometrul ăsta de șede pe țara micului, te duci dracu de aceea. Mârlanule, potolește-te că dăm în alte alea. Stai un pic, îl cunoști? Nu. Ei, nu, normal că mă știe, pe mine mă știe toată lumea, bă. Care v-a să zic că l-ai chemat aici ca să-mi demonstrezi mie că nu ești violent? Frumoasă în scenare. Cati, jur, e prima oară când îl văd în viața mea, nu știu cine e. Serios? Da. Mârlane, tu-l cunoști? Știi cine e asta? Normal, nu. Unul care vrea să te cucerească și să folosește de identitatea mea. Ca
care va să zică nu ești doar violent, ești și mincinos. Aha, s-a prins fraiere. Ai pierdut-o. Adio, Cati. Dă-mi voie să mă înclin în fața ta. Ăsta meu, nebunicule! Aterizat direct în țara Meclei! Hola, Cati! Opa! Păi nu ți-am zis să nu-i mai dai să bea că se îmbată ca... Ca... ce? Dar nu s-a îmbătat deloc, să știți! Aha! I s-a plecat de la prea multă mâncare! Mă rog, ține de aceeași... specie! Nu i s-a plecat de la nicio mâncare! A adormit? Păi stimabilul porcaș a face după ce bea și mănâncă! Să culcă! Eu l-am adormit! Cu asta! Și asta! Și asta o să pățească de acum înainte toți agasanții care vin aici și mă țin din treabă cu avansuri libidinoase și fără să facă consumație, clar? Și 10 sarmale pentru arbitru! O apă plată! Cu două lămâi! Două lămâi! V-am dat mea tu ce vrei! Zi! Ce vrei tu? Dar nu la tigaie! Doamnă, să știți că am studiat cu mare atenție pozele. Și din păcate, răspunsul este... da. L-am văzut la coadă la purgatoriu. Bine, nu era nici greu să-l remarc, că edita mai omul. Sau mă rog, era. Îmi pare sincer rău. Publicitate și revenim cu lista morților mai târziu. Bă, tu e sigur că ăsta nu e prin vreo cârciumă? Care dragi damnează își permite, bă, popoză, să șadă câte 5 zile în crâjmă pe criza asta? Stai liniștit, nu-ți face griji, că dacă lipsește de atâta timp, ăsta cu siguranță e și mort și îngropat în măsa. Ce te bă, dracu? Gata, mă! Am dovedit mama lui de asasin cibernetic. A demonstrat cu acte că nu sunt una și aceeași persoană cu Bulevardul Ferdinand. Deci, n-am nicio treabă cu asfaltarea. Case closed. Case closed, băi, șoric 2. Sau, mă rog, după număr de kilograme, ești chiar șoric 1. Ia vezi, că ți-a venit o notificare. Bănuiesc că te anunță că ți-au clozuit ăștia cazul. Nu să spui, ia vezi, mă, despre ce e vorba. Ceva mai ofticați că nu mai plătesc eu 30 de euro pe luna. Cum să ne ofticăm, mă? Păi nu noi ți-am zis să anulezi contractul. Păi da, cine? Ce-am zis lui? Mamă, și e de ieri asta, nebunesc. Ce-au anulat anularea? Nu, fii atent. Întrucât calitatea asfaltului turnat pe Bulevardul Ferdinand este neconformă cu normele europene, autoritățile spaniole reziliază orice contract și orice plată către firma asfaltatoare și obligă pe aceasta să-i plătească 25.000 de euro. Daune, interese, domnului Mârlanu Ferdinand. Băi, unde a fost asta, mă, că nu mai mergea? Anulează anularea! N-am zile că se rudă de sânge cu bulevardul! Și zică cum e pe gropașul asfalt! Bine ceva! Nu am ce să fac, nu se mai poate face nimic, fiera! Ceva de cauza voastră, nenorociților! V-am spus să anulez contractul ca să deviu bogat ca voi! E, pentru asta, o să-mi să... O să plătiți câte 30 de euro pe lună fiecare! Asta ca să nu plătiți la hotel câte 90 de căciora! Pentru ce mă duc? S-a anulat, atunci nu mai nimic de plată! Să crezi tu că asasinul cibernetic nu iartă! L-ați văzut în Terminatorul! Într-o bună zi tot o să se întoarcă după mine și o să înceară banii radioactiv! Retroactiv! Și ce tot mă îngâni? Deci, constatare, dacă nu vreți să scoateți câte 90 de euro pe lună, scoateți 30 acum și fiecare lună dați înainte. Banii că mă găsește, dragii! Ce, mă, fiți arbonii, dracu, cu ei cu tot. Hai, pupăză! 30, am zis! Așa, I'll be back luna viitoare. Și asta nu înseamnă că mă întorc după bec, mă întorc după bani. Hai, mă, că avem bani de bine.
Bine că nu ne-a cerut ea 25.000 de euro. Da, își dă-i în gură că poate ne aude. Aha, asta e tipa cu care corespondez eu pe net. Ce, cum ai chemat-o aici? Da, am chemat-o aici ca să scap de avansurile lui Betty. Mai gândește și tu. Eu ce s-a scos ăsta? Dracu! Să rămână, poftiți! Dumneavoastră sunteți... Aia de care ți-ai bătut joc de dimineață! Ia, dăm banii! Ce bani? Banii pe coșciug, pe cruce și pe toate acareturile pe care le-am luat ca să-l îngrop pe bărbatul meu. Și el e viu! E viu? Da, e viu. Doar a dormit beat la o fufă. Și tu mi-ai zis că l-ai văzut în purgatoriu? Mort? Păi exact, dar purgatoriu e de fapt un club de noapte. Ați înțeles dumneavoastră greșit? Și într-adevăr era mort, dar mort de beat. Păză, nu merge, dă-mi banii. Dă-i mă banii, Chioretti, n-ai zis tu că după 5 zile dispărut e mort și îngropat. Dă-i banii lui femeia asta. Așa e majoritatea cazurilor. Da, să știi că eu te-am pus să-i zici că e mort, da? Da, din cauza cui am fost eu nevoit să mint. Cine e tefologul care n-a putut să zică pusra în forscolsco? Na, vezi că nici nu ți este controfos, yes? Bai, dați-mi banii că-mi pierd răbdarea. Și ce o să ne faci? O să-mi iei cu forța? Ha? Nu eu, bărbatul meu. Bugurel! Ies să-l vedem pe fraier, mă! Fiți ar prostul, dracu, sau fi vreun cățeluș de la Michea. Bugurel! Băi, gherțoiule, mă! Băi, dă banii, mă, băgat! Băi, dă banii, mă! Bă, nenorocitele! Bă, dă banii, mă! Bă, dai banii! Bă, dai banii! Bă, dai banii! Glume de tablagiu! Vezi că te cheamă ăia în stradă ca să dirigezi circulație, că s-a dat dracu de la lucrări. Nea! Nu e stradă, e bulivard, și ce Ferdinand al III-lea. Și nu aparține de secția noastră, da? Ia uite, mă, Ferdinand al III-lea. Păi, dar sună gol și nu știu ce. Sună gol? Da. Să vezi cum sună gol. Dacă vrei să vezi chiar cum sună gol. Ți-a zis să fii atent ce faci în somn. Altul. Asta e cu stânga în calea, cu dreapta. Pacifist, pacifist, n-ai văzut. Așa pacifist. Eu i-am zis. Pupăză. Da. Dă perna aia încoace, să vezi ce te împa. Stai, că era cord, mă. Scuze. Dă-i cu pumnul dacă e. Bravo, ia să. Hai, mă, Cătăline, mă, te rog, eu lasă-te colegul Zanzu. Nu-ți vine să stai, Andreacu, nu-ți vine. Ce-i în imediat, hai. E plin de energie, mă, că a fost la sală. Ce-ai cu el? Ce potul, da? Îți vezi de treabă, da? Și tu? Îl vezi mai mic? Te-ai lovit? Treacu să fii, să bădac și tu, hai. Aoleu, mă face să râd. Cine? Ia-l pupă, ia, știi, nu mai ține mâinile așa, le ține așa. Ai văzut, dragă Betty, alea cu rangutanul care vine ea să-l sărute? Cu mâna aia până la genunchi. Învârte de trei ori până la genunchi. Mă, tu vrei să mă omori? Are un... Îți place chelia mea, rasă brasă? E și perioada de rut. Nu se poate, că dacă se reinstalează... Tragi din gură! Au. Nu se poate, că dacă se reinstalează... La bubă! Ai dat la bubă, du-te, dracu! Că dacă se reinstalează programul, se pierd toate datele. Nu e zic serios. Am făcut cu ăsta, tata, și să plătească computerul la...
Ai vrut să zici? Eu mai pot să știți. Aleagă s-ar praf, dă ești mâncat arpirul și da să simt cibernetic. Fă chiar Rahan. Fă chiar Rahan de tank. Și asta o să pățească de acum înainte toți agasanții care vin să mă țină din treabă cu avansuri libidinoase și fără să facă consumație. Și asta o să pățească de acum înainte toți agasanții care vin și mă țin din treabă fără să facă consumație și cu avansuri libidinoase. Da! Fără să facă consumație cu avansuri libidinoase. Pardon!